cui era dor de un haul de la Lidl. Micuț tot dă târcoale pe aici. La un moment dat o să rămână fără târcoale și o să n-o să mai vedeți prin cadru. Babumț! Am astăzi pentru voi un haul de la Lidl pe care Andrei l-a numit într-un mod foarte amuzant, dar a uitat, cum i-a spus. Ceva legat de fructe, pentru că ne uitam noi... Nu, ai zis fructicistic, cred. Fructii ceva. Ne uitam pe bandă când am așezat cumpărăturile și așteptam să ajungem la casă. Și uitându-ne acolo am văzut că majoritatea lucrurilor erau fructe. Așa că asta o să vedeți. Frigiderul, congelatorul, cam totul e gol. Ieri n-am mâncat decât o boabă de strugure, așa că astăzi am zis, merg la Lidl, cumpăr toate fructele pe care le găsesc și astăzi mănânc foarte, foarte multe. Hai să începem cu prima sacoșă, avem 3 și avem în felul următor. Am luat o pungă de supă, pentru supă minestrone, care e foarte mare și eu de obicei o împart în două și fac de 2 ori. E o supă foarte bună și nu mai ai nevoie să-i pui nimic. Mai poți tu să pui acolo un cartof, o ceapă, în cazul în care simți nevoia de aia, cine este tutoare, e bună. Deci, vă dați seama, e foarte rapidă. Și poți să mănânci cu iaurt grecesc, poți să mănânci cu parmezan, poți să pui o mână de paste, dacă vrei, să o faci poate un pic mai consistentă și are un gust foarte specific. Mă refer la asta de aici, că n-am mâncat altfel de supă minestrone, n-am fost în Italia să mănânc de acolo specifică, dar... Mi se pare gustoasă, însă nu aș mânca foarte des, fiindcă la un moment dat e sare. Am adus aici și castroanele mele să pun fructe. Cred că v-am mai povestit despre ele cât de faine mi se par, pentru că fructele se aerisesc și vezi exact ce ai, adică e suficient să-l ridici și nu ai surprize din alea neplăcute în care ai un coș, să zicem, din plastic, din metal, fără găuri și, nu știu, umbli, iei un măr și observi că e de desubt, am ucegăit mărul respectiv sau alte... bucurii de genul ăsta. Am luat de la Fares un probio vital, 20 de capsule vegetale, pentru Andrei l-am luat pe astea. Eu în momentul de față iau probiotice pentru că încă iau anticoncepționale, doamne, încă iau antibiotice, voiam să spun. Și am luat și pentru el, pentru că probioticele au foarte multe beneficii. Cam așa arată cutia și să vedem cum se simte, dacă observă vreo diferență. Am luat iaurt grecesc pentru supa minestrone, dar și pentru broccoli, că o să vedeți că am luat. Ceaiul ăsta recunosc, oh, l-am arătat prost, că l-am luat pentru ambalaj, pentru cât de drăguț era standul cu produse Lipton din Lidl. Foarte fain este. Lipton cu strawberry, cu căpșuni și rubarbă, 20 de plicuri. Nu știu exact dacă e ceai verde sau ceai negru sau ceva. Eu am mai avut de la Lipton, dar parcă nu m-au dat pe spate. Sper că... Asta se placă mai tare, oricum e gol acolo la ceaiuri și chiar vreau să beau. Banane, multe banane. Am pus să le pun direct în coș, dacă tot l-am adus. Așa, nu știu ce sunt aceste chestiuțe. Așa, vrem să gătim salată orientală și fasole. Nu este mie poftă de fasole din asta roșie cu ceva. Și am luat mai multe conserve. Eu nu pierd fasole de fel, n-am pierd niciodată și prefer să iau așa, mi se pare... mult mai rapid decât am înțeles că se face fasolea și decât mi-aminteam pe bunica mea, frate, cât se chinuia beata femeie, deci fierbea, schimba apa de 3 ori, nu știu, mi se pare prea greu. Asta e piept de pui afumat și luat Andrei pentru muncă, asta este Kaiserul pe care o să-l folosesc la fasole, am luat o bucățică da, de Kaiser, produs fier și afumat, am căutat să aibă cât mai puțină grăsime, dar totuși să aibă puțin acolo, multe lămâi pentru salata orientală, limonadă, ceai și alte chestii, cred că mai avem urmă, am considerat, am senzația. Pâine, cum se numea asta? Pâine fitness, campionului, mai știi? Nu mai știi, nu? Nu mai. E pâinea aia cu multe semințe din Lidl pe care am luat-o și am și feliat-o. Ați văzut rilul ăla cu... Era un tată cu un copilaș care au feliat un pepene la feliatorul de pâine, doamne. Și... Da, cred că tot ei au filmat și a ajuns pe net clipul. Și oh my god, cât hate au primit oamenii, dar chiar e efectiv foarte stupid, lipsă de respect și imaginați-vă că tăiați o pâine într-un loc care a fost tăiat un pepene. Nu e foarte plăcut. Am luat multe pere Santa Maria pentru că am găsit și m-am bucurat mult. Ia să le pun și pe ele în coșul negru. Opa. Nu arată senzațional, dar o să se coacă. Așa s-a întâmplat cam de fiecare dată și sunt... Sunt bune, eu te-au ambalaje pe ele pe care scrie ia ceva din piață. Evident că se referă la piața Lidl, nu la piața din obor. Cartofi pentru salată și probabil că o să fur și eu unul de aici să-l pun la supa minestrone. După aceea, paranteză, am trecut prin Leroy Merlin, prin Merlin Berli și am luat
filtre pentru cana noastră filtrantă. Dacă țineți minte, cana asta pe care o avem acum, pe care am luat-o ca să înlocuiesc cana de acum 100 de ani, care nu mai arăta deloc ok, am luat-o din Leroy Merlin. Era la ceva reducere, venea cu două cartușe. E bine, cartușele alea s-au consumat, na, le-am folosit suficient. Și a fost un pic complicat să găsesc cartușe. De-aia ne-am dus în Leroy ca să luăm de acolo, fiindcă nu reușeam să găsesc pe EMAG exact din astea. Sper că am luat ce trebuie. A costat 20 și un pic de lei fiecare și vă recomand maxim să vă luați cană filtrantă. E mult mai bine decât să luați 1000 și una de plastic. Adică gândiți-vă că noi mergem o dată pe lună să ducem sticlele de plastic și sticlele de sticlă ce mai avem la reciclat și sunt persoane care se duc săptămânal cu dita-i sacoșa tocmai pentru că cumpără apă din asta îmbuteliată plină de microplastic și e ok. Acum există mai multe variante de căni filtrante, noi nu avem clar pe cea mai complexă, Brita, nu știu de care, dar vă recomand să vă uitați în direcția respectivă și să vă luați, dacă credeți, zic așa, deși nu e o religie în care să crezi. Am luat și un broccoli ca să mănânc la o masă așa cu un pic de iaurt grecesc, nu, știți cum mănânc eu broccoliul. Am luat un suc de mere, ăsta nefiltrat. De obicei îmi luam de mere cu mango, dar de data asta am luat 2 mango, pentru că am mâncat unul săptămâna trecută care mi-a plăcut super mult, de la Carrefour era acela, și am luat pe ăștia de la Lidl, o să-i mai las un pic și după aia îi mănânc, sper să fie buni. Asta e o conservă pe care am luat-o de acasă, dar ne-am întors tot cu ea, pentru că n-am găsit efectiv niciun animăluț căruia să-i o dăm. Așa, un ananas care e cam verde, dar îl mai lăsăm. Și sper să fie bun. Mi-era poftă de mult, mult timp de ananas. Și n-am mai găsit nici măcar suc din ăla de ananas de la Carrefour, care e foarte aproape de fruct, pentru că chiar te înțeapă la limbă. Este un pachet de șervețele care am plecat eu de acasă, că m-au zis că sunt înfundată. Și cașcaval. Cu asta n-am niciun plan. L-am luat efectiv să fie. Poate îl mâncăm weekendul viitor. El oricum ține până pe 22 luna a 12-a. Perioada în care vom fi în timpul vlogmasului. Cine știe, poate îl mâncăm chiar atunci. Glumesc. Așa, am luat ouă bio. 10 ouă pentru salata orientală și încă dezbatem câte să fierbem. Pentru ea eu aș fierbe mai multe. Adică le-aș fierbe pe toate, dar vedem. Aici este niște herring marinat. Care o să pută, probabil, în toată casa. E bun. Așa, o fi, nu știu. Măsline pentru salată, fără sâmburi, dar nu avem încredere în asta. Doamne, cum... Deci dacă ați vedea cum arată interiorul acestei sacoșe, o grămadă de grapefruits. Bun, avem așa două prune, am luat și săptămâna trecută, am mâncat-o pe una, fix în ziua aia, cred, când am cumpărat-o, a fost super bună, iar pe a doua am lăsat-o vreo 3 zile în frigider, s-a înmuiat puțin și nu știu cum, dar nu mai avea niciun gust. Așa că o să le mănânc pe ambele astăzi, în speranța că o să fie bune. O ceapă roșie și două cepe din astea albe, galbene, nu știu cum se numesc. Eu aș vrea numai ceapă roșie, dar nu arată prea bine. Îmi place că e mai dulce, nu știu, mi se pare mai bună și nu mă ustură la fel de tare ochii. Acum nu mai e problemă, că știți că am tocătorul ăla de ceapă, care e super util. La modul că l-am folosit de fiecare dată când am tocat ceapă. Dar tot se simte un pic aroma. Așa, 4 conserve de fasole roșie, suntem bine. Ok, încă un... M-a atacat. Încă un piept din ăsta de pui pentru Andrei. Așa. Și cred că în continuare, mai avem brânză, telea mea de oaie, tot pentru el să mănânce dimineața. Și avem în continuare așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 grapefruits. Da. Poate vă întrebați de ce, de când a avut Andrei problema cu fierea, am încercat să mănânce grapefruit aproape în fiecare zi, și pentru că mănâncă el, mănânc și eu, și fiindcă vreau să mănânc eu unul întreg, mănânc și eu tot unul, deci ăștia ar trebui să ne țină, dacă 7, următoarele 3 zile și pe ultimul ne batem, practic. Cam asta ar fi. Bun, asta a fost haul-ul de la Lidl, sper că v-a plăcut, sper că v-a era dor de un astfel de clip. Ne vedem data viitoare cu un vlog sau un clip din ăsta filozofic sau nu știu exact cu ce, că nu mi-am făcut chiar planul foarte, foarte clar. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa!